Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca Dirt 3 Complete Edition. E bine, în acest moment vom concura într-un eveniment Trailblazer, deci haideți să vedem cum ne descurcăm. Ok, am avut un start decent. Puteam să avem un start chiar mai bun de atâta, dar din păcate n-a fost să fie. Nu-i panică, recuperăm pe parcurs. Dar va trebui să mergem foarte repede. Și veți vedea și voi ce înseamnă foarte repede cu o mașină de genul acesta. Wow! Se vede că are tracțiune integrală. Chiar interesant. Nu știu de ce, dar mașina asta nu aș clasa-o ca fiind o mașină de raliuri. Ba chiar din potrivă, pare mai degrabă a fi o mașină de circuit. Dar culmea, e o mașină de raliuri. Ceea ce e interesant. Cel puțin interesant, aș putea spune. Un viraj destul de dubios aici. Și acum mergem pe pietriș. Auziți și voi pietricelele cum lovesc mașina? Și sunt curios cum ne vom descurca. Opa, alunecă rău. Cu foarte puternică și alunecă al dracu de rău. Mi-e chiar foarte greu să controlez mașina în acest moment. Dar sper să mă descurc decent. În niciun caz nu sunt un profesionist și nu mi-am dorit să fac chestia asta. Dar, hai să ne străduim măcar. Mașina asta este efectiv mult prea puternică pentru mine. Wow! Am mai condus mașini de genul, dar niciodată una atât de puternică. Măcar ne-am întors pe asfalt, ceea ce e bine. Asfaltul e mult mai prietenos cu noi. Măcar aici nu derapăm în halul ăla. Și aici mai derapăm. Dar nu atât de rău. Ok. Hai că suntem bine. Hoba. Iar pietriș. Oh! Hai să vedem dacă mai putem concura. Trebuie să băgăm viteză foarte mare. Altfel, garantat nu cred că o să mai câștigăm această cursă. Dar vom vedea. Sper să fie tot ok. That was awesome. You gotta show that to the world. Put it on YouTube. Wow. Chiar nu știu cum de-am ieșit pe primul loc. Dar este ok. Nu este o diferență foarte mare între mine și următoarele poziții. Dar totuși sunt pe primul loc. Asta e tot ce contează. Opa, am cam ratat startul. Și iar întâlnim pietriș. Urăsc să merg cu mașina asta pe pietriș. E foarte greu de controlat. Dar foarte greu de controlat. N-aveți nici cea mai vagă idee. Dar sper să ne descurcăm, sper să fie ok și sper ca până la urmă să ajung la linia de final. Sper să ajung neapărat la finish line, că altfel tot ce am făcut până acum e degeaba. Opa! Cred că a fost un accident mai devreme. Hai să vedem dacă le pășim.
Hai că l-am depășit. Și o să concurăm. Și sper eu să și câștigăm. Dar știu că se controlează mașina asta foarte greu. Chiar nu mă așteptam să fie atât de greu. Ok, imaginam eu din start că nu o să fie ceva ușor, dar nici atât de greu. Wow. Hai să continuăm. Ce mai așteptăm? Haideți să începem! Ok, de data asta am avut un start bunicel. Dar, după cum observați, suprafața nu este tocmai prietenoasă cu noi. Avem prea multă putere și prea puțină tracțiune. Și mai mult mergem pe arătură. Dar în momentul în care vom prinde puțin asfalt, totul va fi ok. Aceste lucruri se vor schimba. Și vom merge cu super viteză. Acum să vedeți. Oh, dar și pe asfalt mașina se controlează greuț. Wow, a fost cumplit de greu, dar măcar am terminat acest eveniment, ceea ce este super. E bine, dragi prieteni, eu mă voi opri aici cu acest episod, sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând. O zi cât mai bună vă doresc, bye bye!